Iar acum vreau să fac o prezentare specială. Am să vi-l prezint pe mezinul familiei noastre, așa cum o făcea tatăl meu, marele interpret și domn Ion Dolănescu, acum vreo 40 de ani. Iubiți spectatori, dați-mi voie să vă prezint una din bucuriile vieții mele și, de fapt, rostul meu pe acest pământ, pe nepotul marelui interpret, Iancu Dolănescu! Cine te-ar iubi pe tine, puișorul meu, măi? Cine te-ar iubi, păi cine, dacă n-aș fi eu? Ghiocei și viorele am cules de pe câmpie și-am pus cântecele-n ele ca să-ți fie dragi și ție și să mi le cânți pe toate, puișorul meu, măi. Cum cântam eu altădată cu bunicul tău. Să cânti și despre satul unde tatăl meu, măi, a primit darul să cânte de la Dumnezeu. Călătorule din drum, stai o
sădului, pe șoseaua dealului, măi. În mijlocul sădului, pe șoseaua dealului, măi. Este o fântână curată, ne oprește și bea apă. Este o fântână să cânți și România, puișorul meu, mă, că-n imamă și miglia ca bunicul tău. Mulțumim din suflet. Să vă țină Dumnezeu sănătoși. Vă mulțumim.